Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Lăudat să fie Dumnezeu! Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, fiindcă vreau să citesc un verset din Scriptură. Versetul 28 din Matei, capitolul 11, este un verset scurt. Matei 11, cu 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. Reocupați-vă locurile, poporul Domnului. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru mângâierea pe care ne-o dă prin credință. Domnul ne înflăcărează și ne binecuvintează și viața noastră atârnă de El. În tot ceea ce facem vrem să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie în față ca să primească slava, iar noi să rămânem în urmă și să ne smerim cât mai mult, pentru că noi nu trebuie să primim niciun pic de slavă, numai Dumnezeu să primească toată slava. Întotdeauna să avem grijă de lucrul ăsta ca de ochii din cap. Dumnezeu se proslăvește atunci când este pus în evidență, atunci când oamenii se trag înapoi ca să fie recunoscută bunătatea Lui și puterea Lui. În seara aceasta aș vrea să spun câteva cuvinte pentru timpul care a mai rămas și să ne îmbărbătăm din cuvântul lui Dumnezeu, că cine ar putea să îmbărbăteze pe fiii oamenilor atunci când sunt în școala suferinței decât cuvântul celui care poate să schimbe bucuria și necazul, așa cum schimbăm noi un lucru ușor de pe o parte pe alta. Vreau în seara asta să spun câteva cuvinte despre marea chemare. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. În cele câteva mii de ani de istorie, omenirea s-a convins de limitele și de neputințele ei. Rând pe rând, generații au încercat, fără succes, tot felul de metode, să iasă din falimentul specific naturii umane pervertite și neputincioase. Cu 2000 de ani în urmă, creatorul omului s-a întrupat într-un copilaș. A venit pe pământ între oameni pentru ca să-l restaureze. Și a făcut o strigare atunci când și-a început misiunea. Și a spus, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Privind la această chemare a lui Dumnezeu, aș vrea să desprindem, fără prea multe explicații, încadrându-ne în timpul care ne-a mai rămas, câteva gânduri care să fie ca un unt de lemn de bucurie, ca o mângâiere pe sufletul nostru. Eu știu că nu toți de aici trec astăzi prin necaz. Poate unii se bucură de un câștig, de un succes, de un examen pe care l-a luat, de o biruință. Că așa-i viața, este pestriță, adică este diferit colorată. Dar indiferent pe unde treci astăzi, poate ai fost ieri sau vei fi mâine așa. Primul lucru pe care vreau să-l spun privind la cuvântul pe care îl spune Domnul, veniți la mine, vreau să vorbesc despre unicitatea direcției. Sfârșitul veacului este caracterizat de dualitate. Înaintea scaunului de judecată, unora li se va spune veniți, altora li se va spune duceți-vă, plecați. Astăzi, pentru că este vremea Harului, se spune doar veniți. Ce mare onoare să ni se spună astăzi doar veniți și să ne putem îndrepta pentru ca să nu ni se spună atunci, duceți-vă. Este unică această invitație. Ni se spune doar veniți, nu și duceți-vă. Unicitatea invitației Domnului Iisus are două aspecte. Necesitatea de a veni nu este obligatoriu, este doar necesar. În versetul 26 este subliniată predestinația divină, dar în versetul 28 este pusă în evidență alegerea personală. Nu este obligatoriu, este doar necesar. Veniți! Al doilea lucru, obligația direcției. Direcția nu este biserica, nu sunt tradițiile religioase, nu este cultura etnică, nu sunt denominațiile creștine. Nu sunt oamenii evlavioși. Direcția este Iisus, veniți la mine.
Foarte mulți oameni, când vor să meargă undeva, având în vedere lucrurile spirituale, se duc la o instituție, se duc la un grup de oameni, se duc la un pastor faimos, se duc la un proroc cunoscut. Hristos stă pe scena istoriei și spune: dacă tot vreți să veniți, pentru că e necesar, veniți la mine. La mine sunt resursele pentru rezolvarea problemei voastre. Eu sunt soluția pentru voi. Veniți la mine. Există unicitate în direcția aceasta. Există direcție în unicitatea aceasta. Invitația Domnului după mii de ani de istorie și faliment uman presupune câteva lucruri. Presupune chemarea Domnului, care este necesară datorită falimentului oamenilor. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cine face excepție? Plata păcatului este moartea. Cine scapă de moartea aceasta? Nimănui nu-i pasă de sufletul meu, spunea psalmistul, toți încercăm experiența asta dureroasă a singurătății când rămânem în necaz, sub presiunea focului care ne arde de jos, de sus. Văzându-le starea Domnului, i s-a făcut milă de ei și le-a spus: veniți la mine. Domnul nu te lasă singur când nu mai poți suporta singurătatea, durerea, încercarea, când presiunea datoriilor, când alte necazuri care vin peste tine, nu le mai poți purta singur. El își aduce aminte că a spus următoarele cuvinte: dacă o mamă va uita de copilul pe care l-a hrănit și l-a ținut la piept, eu, Domnul, nu voi uita de tine. Și în ziua aceea, în vremea aceea, când ești sub presiunea problemelor, Domnul își aduce aminte și spune: vino la mine, împovărat și trudit, vino la mine, te chem să-ți dau odihnă. Te chem să-ți iau stresul, te chem să-ți dau liniște în suflet, stabilitate, încredere, ba chiar bucurie. Bucuria nu este naivă, nu este fanatică, nu este religioasă. Ea vine din încrederea că Dumnezeu își va împlini promisiunea când a spus: eu sunt Dumnezeul tău, eu mă lupt pentru tine, eu fac rana, eu o vindec. Dimineața vine plânsul, dar seara vine bucuria. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind: toți cei trudiți și împovărați, spune Scriptura, universalitatea chemării. Priviți la primele cuvinte: veniți la mine, unicitatea direcției. E necesar să venim și atunci când cineva vrea să vină, trebuie să vină la Domn. Unicitatea direcției, veniți la mine. Dar Scriptura continuă și spune: voi toți cei trudiți și împovărați, universalitatea chemării. Toți cei trudiți și împovărați. Nu doar cei trudiți și împovărați care sunt tineri, nu doar cei trudiți și împovărați care au poziții, nu doar cei trudiți și împovărați din orașele mari, de la oraș, nu. Toți cei trudiți și împovărați. Este universală chemarea Domnului. Dumnezeu nu-i selectiv atunci când cheamă la mântuire, când cheamă la vindecare, când cheamă la îmbărbătare, la mângâiere și la binecuvântare. Dumnezeu nu este selectiv. L-a căutat orbul ăla din șanțul de la marginea Erihonului. Câtă valoare socială, umană, intelectuală mai avea omul ăla? Niciuna. Era un om murdar, mirosea urât, nespălat, orb, amărât și fără speranță. Și în dreptul lui s-a oprit Fiul lui Dumnezeu. Și ucenicii au vrut să meargă mai departe, pentru că aproape că n-avea rost să te oprești în dreptul lui. Și totuși în dreptul lui Fiul lui Dumnezeu s-a oprit și a spus niște cuvinte care pe mine mă îmbărbătează. Chemați-l la mine, spuneți-i să vină. Și când a venit, i-a pus o întrebare pe care eu o aștept. Ce vrei să-ți fac? Omul ăla avea multe probleme, însă una era foarte mare. Vindecă-mă, Doamne! Și Iisus i-a spus: bine, te vindec, du-te! Este universală această milă a lui Dumnezeu. Este universală. Chemarea lui este pentru toți cei trudiți și împovărați. Știu că te simți nemeritos, la fel mă simt și eu. Ce valoare au călătoriile misionare înaintea unui Dumnezeu sfânt, absolut? Ce valoare au predicile, ce valoare are slujirea și alergarea? Fiecare dintre noi facem câte ceva înaintea lui Dumnezeu. Cine are îndrăzneală să spună: Doamne,
mi-ești dator. Acum te rog, plătește-ți datoria. Revanșează-te în fața mea și fă-mi un bine pentru că te-am îndatorat cu alergările mele. Nimeni nu-i poate spune lui Dumnezeu că l-a obligat cu ceva anume. Inima care ne bate în piept, bate la mila Lui. Vedem la mila Lui, ne putem mișca mădularele la mila Lui și tot ce avem este din harul lui Dumnezeu. Nu merităm nimic. Îi cerem în milă, îi cerem în îndurare, îi cerem în har, îi cerem în grație. Nu ne este Dumnezeu dator în niciun fel. Există universalitate în chemarea aceasta. Chemarea lui Dumnezeu este pentru toți cei trudiți și pentru toți cei împovărați. Cei trudiți și împovărați de păcat, spunea David în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, ziua și noaptea mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Chemarea aceasta este pentru toți cei trudiți și pentru toți cei împovărați de păcat. Dacă în această seară te-ai ascuns acolo în bancă, îți vine să mori de rușine pentru ce ai făcut și simți că Dumnezeu nu-și va mai întoarce fața către tine niciodată, ascultă chemarea, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Pentru că această invitație, să știți că se referă în primul rând la o trudire și la o împovărare a celor care caută mântuirea și datorită legii și tradițiilor românești nu o pot găsi. Apoi însă, se referă și la toți cei care sunt trudiți și împovărați de boli. Spunea Isaia un verset de care eu mă leg în vremea aceasta. Îmi leg inima și încrederea. În rănile Lui suntem tămăduiți. Prin rănile Lui suntem vindecați, spune Petru, repetând cuvântul din Isaia, în capitolul 2, versetul 24. Mă opresc înaintea Domnului când mă cuprinde neîncrederea, când frica vrea să vină în inima mea, când mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă tovarășul meu de viață nu va mai fi cu mine, sunt ca o pasăre lovit într-o aripă. Însă mereu și mereu, de zeci și de sute de ori în mintea mea, dacă nu sunt singur, spun următoarele cuvinte. În rănile Lui este tămăduită, în rănile Lui este vindecată. Spun asta de sute de ori, de sute de ori, de sute de ori, e cuvântul Lui. E cuvântul Lui. Îl repet pentru că este cuvântul Lui, nu am ce să repet altceva. Dacă mă uit pe hârtiile cu care am venit de la spital, este greu. Dar repet cuvântul pe care El l-a lăsat în Scriptură. Nu am ce altceva să spun în vremea aceasta, decât ceea ce a ieșit din gura Lui. Și dacă a ieșit din gura Lui, eu pot să repet cu speranța că se va împlini și pentru mine. În rănile Lui este vindecată. În rănile Lui, în rănile Lui, în rănile Lui. Dacă ești păcătos, dacă ești bolnav, ascultă-mă. Nu lăsa pe lângă boală și pe lângă păcat să te cuprindă și neîncrederea. Neîncrederea te izolează de Dumnezeu, dar boala nu. Neîncrederea te poate izola de Dumnezeu. Te trimite într-o stare de singurătate, unde nici mila lui Dumnezeu nu te mai ajunge. Pentru că singur, prin necredință, te-ai izolat de Dumnezeu. Apropie-te de El prin credință. El te iubește, El are milă, în El este putere, în El este îndurare. Dumnezeu nu-i ca oamenii. Spunea David în vremea necazului să nu cad în mâinile oamenilor, că oamenii sunt oameni muritori. Să cad în mâinile lui Dumnezeu, că la Dumnezeu este milă și Dumnezeu este limitat în încercare. Dumnezeu este bun și îndurător, lăudat să fie Domnul. Dar nu numai cei trudiți și împovărați de păcat, nu numai cei trudiți și împovărați de boli, ci și cei trudiți și împovărați de prigonirile și necazurile vieții. Spune cuvântul, deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Fapte, capitolul 12, versetul 5. Odihna pentru cei trudiți și împovărați nu înseamnă că ei nu vor trece prin necazuri. Ei vor trece împreună cu Domnul însă. Spune Scriptura în Psalmul 34, când strigă un nenorocit, Domnul îl aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Prezența unui tată lângă copilul lui nu înseamnă că acest copil nu va mai trece prin necazuri. Înseamnă doar că atunci când va trece prin necazuri, în mânuța lui, mânuța lui va fi cuprinsă de mâna mai mare decât a lui, a tatălui lui. El nu este un orfan să treacă singur prin necaz. El are un tată care îl va însoți atunci când trebuie să facă o operație, atunci când trece printr-o încercare, atunci când poate a pierdut un examen. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele cuvinte, Domnul este lumina și mântuirea mea.
De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua năcazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Al treilea lucru cu care vreau să închei sunt ultimile cuvinte în propoziția rostită de Domnul Iisus, afirmația făcută de Domnul Iisus. Eu vă voi da odihnă, utilitatea venirii la El când te cheamă. El te cheamă, omul răspunde și când îi răspunde afirmativ, este util pentru el, este bine pentru el, este avantajos, este benefic. De ce? Odihna pe care o oferă Hristos celor ce vin la El este în dar și este prin credință. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Însă în felul în care l-a tratat Mântuitorul pe tâlharul de pe cruce, e un exemplu minunat pentru noi toți, cel puțin din două motive. Dacă Domnul s-a îndurat de un om, înseamnă că se va mai îndura și de alții. Și dacă Domnul s-a îndurat de un bandit și de un tâlhar, înseamnă că sigur se va îndura de cineva născut din nou. De un copil al său care îl caută, care se roagă, care postește și care calcă pe urmele pașilor lui. Observați cum s-a comportat Domnul la faptul că omul acesta l-a căutat și a răspuns chemării sale, poate în ultimile clipe ale vieții. Uitați ce i-a promis unui tâlhar. I-a promis următoarele lucruri. 1. I-a promis cel mai bun timp. Vă aduceți aminte de Luca, capitolul 23, versetul 43? Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cel mai bun timp, astăzi. Fii sincer, când aștepți să te vindece Dumnezeu? Astăzi. Când aștepți să te ierte Dumnezeu? Astăzi. Când aștepți să te duci la spital și să-ți iei copilul sau nevasta? Astăzi. Când aștepți să ți se vindece rana, să ți se ușureze sufletul, să scapi din strâmtoare, să se stingă focul că nu mai poți? Astăzi. Hristos știe asta și spune următorul lucru. Cel mai bun timp ți-l ofer. Nu-l meriți, dar ți-l ofer în dar. Astăzi. Apoi, Hristos îi oferă cea mai bună companie. Astăzi vei fi cu mine. M-aș mulțumi și dacă mi-ar oferi compania unui înger. Și compania unui înger, dacă mi-ar oferi-o, aș fi mai mult decât mulțumit. Pentru că nici atâta nu merit. Sunt un muritor cu alunecări, ca toți ceilalți muritori. Însă ceea ce este de-a dreptul impresionant este că deși sunt mulți îngerii și ar putea să ne dea câte unul la fiecare ca să ne încurajăm, și El este doar unul singur, Hristos, El spune următoarele lucruri. Astăzi vei fi cu mine. Astăzi vei fi cu mine. Dacă ești un tată, o mamă sau un copil care treci printr-o situație foarte complicată, ascultă cuvântul Domnului. Astăzi vei fi cu mine. Astăzi vei fi cu mine. Asta a fost promisiunea Domnului. Cea mai bună zi, cel mai bun timp. Cea mai bună companie. Eu, Domnul, o să fiu cu tine. Și apoi, cel mai bun loc. În rai. Cel mai bun loc. Este adevărat că cel mai bun loc este acasă. Însă într-o zi vom pleca de acasă și nu ne vom mai întoarce niciodată, pentru că această casă este vremelnică. Este ca un cort unde stăm o vreme, un număr de ani. Dar casa noastră adevărată, dincolo de chiria asta temporară, este casa noastră din ceruri. Acesta este cel mai bun loc pe care ni-l oferă Domnul. Sfinții Domnului, toți trecem prin necaz. Duminica trecută am avut o altă stare a sufletului. Însă marți, un simplu telefon m-a condus într-o dimensiune în care n-am știut că există. Am anunțat despre mulți bolnavi care au fost bolnavi de cancer și v-am îndemnat să vă rugați pentru ei. Astăzi nu mai am libertatea să vă invit, pentru că eu sunt în situație alături de tovarășul meu de viață. Dar numai că un telefon îți poate schimba starea sufletului pentru întotdeauna. Vă invit astăzi să vă gândiți la faptul că viața este foarte schimbătoare, ca vremea. Astăzi ești tânăr, astăzi ești sănătos, astăzi ești puternic, astăzi ai serviciu, astăzi ai bani, astăzi ai casă, astăzi ai mașină, astăzi ai bărbat și nevastă, astăzi ai copii și părinți. Ascultă-mă! Smerește-te înaintea Domnului că nu știu dacă mâine le vei mai avea.
Comportă-te ca un trecător pe scena vieții, pentru ca Dumnezeu în ziua necazului să nu-și întoarcă privirea și să te lase singur, cum l-ai lăsat dumneata când ai fost tânăr, puternic, bogat și cunoscut și faimos. Adu-ți aminte de Domnul astăzi, pentru ca să-ți aducă aminte de dumneata în ziua necazului. Ca să te lumineze și să-și întoarcă fața înspre dumneata, să strălucești de bucurie, chiar și atunci când îți este greu. Am găsit niște versuri pe care le-am căutat și aș vrea să le citesc. Știu că sunt inimi care au nevoie de ele, așa cum inima mea are nevoie de asta. Când vin dureri pe calea ta și norii negri îți umple zarea, să știi că este cineva ce-ți știe toată frământarea. Când ochii tăi, două izvoare, întind durerea pe obraz, există o mână iubitoare ce alină lacrimi și necaz. De ce să te afunzi în noapte și să te acoperi de durere? Ascultă de ale credinței șoapte, există har și mângâiere. Da, Domnul este lângă tine, ți alină inima întristată, în suferință te susține și nu ești singur niciodată. Nu-i vânt să nu se potolească, nu este noapte fără zori, există dragoste cerească și în învolburații nori. Oricât de greu ar bate vântul, credința ta nu poate stinge. Și oricât de negru e mormântul, lumina crucii îl învinge. Deci, fii încrezător pe cale și în orice vreme nu uita, El știe lacrimile tale și e mereu la dreapta ta. Cel mai bun timp, astăzi este ziua mângâierii pentru tine, a iertării, a vindecării. Cea mai bună companie, nu un om, nici cel mai strălucitor păstor sau cântăreț, proroc sau altceva, Hristos Domnul este dispus să vină și să te mângâie. Vreau în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu. Mulțumește-i că ești în viață, mulțumește-i că îl cunoști pe El și în ziua bucuriei îi dai slavă și în ziua necazului îi ceri îndurare, mângâiere și vindecare. Mulțumește-i pentru casa dumitale că ai pe cineva care îți este alături, cu care să te bucuri în ziua bucuriei și cu care să plângi în ziua necazului. Și mulțumește-i că faci parte dintr-o biserică care are mai mult de 1000 de suflete, care acceptă să postească într-o săptămână sau mai mult, atunci când treci prin necaz, să vină la nunta copiilor dumitale, atunci când treci prin bucurii, să se bucure de binecuvântare când îți aduci copiii sau nepoții aici la binecuvântare și să se bucure pentru copiii pe care îi ai și ți s-au făcut mari când se bucură în baptistier. E un mare har în ziua bucuriei, la nuntă sau la botez. Și în ziua necazului, când te întorci de la spital cu diagnostic de cancer, să fii înconjurat de sutele astea de oameni care se înfrățesc cu tine de parcă ești făcut de o mamă. Da, de mama Iisus Hristos. Bucură-te de toate aceste lucruri. Stai înaintea Domnului, curățește-ți inima și apucă pe un drum mai drept decât până acum. Dedică-te Domnului mai mult decât ai fost dedicat până acum. Dă-i Domnului mai multă slavă, mai mult din ceea ce ai, știi și ești. Și așteaptă ca să se întoarcă într-o zi. Și indiferent că ești pe deal, în culmea bucuriei, sau în vale, întristat și cu obrajii udați de lacrimile durerii, așteaptă ziua mângâierii și a revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că și durerea și bucuria sunt vremelnice. Singurul care este veșnic este Dumnezeul nostru și sufletul nostru pe care l-am mântuit. Poporul Domnului, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, că Cel care este cu noi este mai tare decât oricine este împotriva noastră. Lucrările diavolului sunt sfărâmate sub picioarele celui care este Domnul păcii, Domnul vindecării, Domnul iertării, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. În mâna Lui este viața noastră și în ziua bucuriei și în ziua necazului. El ne acopere cu penele Lui și cu aripile Lui. El este Dumnezeul nostru și este Dumnezeul acestui popor care se teme de El și care îl urmează în lumea aceasta până la sfârșit. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Lui. E Dumnezeul nostru, ne iubește. Ajutorul Lui este de partea noastră. Să ne rugăm, fiecare cum îl călăuzește Duhul. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.